Salut, lume, și eu sunt Rubrica și acesta este un nou episod din seria de Sly Ranger. Acesta este fermă, s-a văzut așa mai de sus puțin și arată bine până acum. Avem câteva slime de apă și câteva lucruri de făcut astăzi. Va trebui să-i hrănim pe ăștia să facem mai mulți bani. Slime-urile de apă, văd că mi-am făcut câteva plorturi. Măi, nu veni după mine, măi. Ăștia trebuie să ai grijă când ei. Va trebui să ai mare grijă cu ei, că dacă sar de aici, mor când îi lași așa pe fa. Psicuțele astea sunt supărate că sunt moarte de foame, aici nu mai avem absolut nimic. Și în partea cealaltă parcă nu avem. Măi, da. Vezi ce există. Bum, stai, le-am dus în partea cealaltă că zic, îmi făcea foarte mult lag. Și să vedem care este prețul. Bum, stai, în creștere, este în scădere de miere. Și pisicuțele astea sunt în creștere. Hai să dăm mâncare la Boom Slime. Sunt dacă găsim găini pe acolo să le dăm de mâncare. Noi aici avem ceva găini? Avem un... ce asta? Un cocoș bătrân. Și văd că avem aici două găini și o lăsăm pe aia acolo. Pentru restul de cele mai. Eu zic ce bubuie ăștia noștri. Și aici când mă duc în zona asta, pentru că sunt aia de bubuie aici, am un lag enervant și nu știu dacă se vede pe filmare, de-aia i-am și mutat aici. Mi-este și puțin frică să nu-mi lăguiască de tot pe filmare, dar sperăm că nu. Sperăm că ne descurcăm așa. Hai să luăm și multe, multe găini să le dăm. What the fuck? Au airnet, au tot și ei tot ies aici. Și mai este pogo fructe. Nu înțeleg cum de-au ieșit de acolo, frate. Văd că mi-a făcut și un cristal pe aici, am mâncat o găină. Lag, lag, lag. Na, nu am ce să fac cu ei, mă enervează că îmi fac foarte mult lag. Oricum o să-i hrănim rapid și o să plecăm de aici. O să cumpăr zona aceea de zi, zona întunecată din partea cealaltă. O să-i pun acolo că pe acolo nu am nici găini ca să pot să mă duc, o să le adun de aici decât le arunc găini. După aia mai trec pe la ei să le adun ploturile. Să le dăm peste 17 găini. Bun, dar eu la ăștia ne am full tot sau... autofeeder nu l-am, dar nu prea trebuie că nu o să le pun eu. Hai să plecăm momentan și ne întoarcem când trebuie să colectăm alea. Că nu pot să filmez aici. Să dau așa. S-a dus până aici. Bun, hai să... Zic, hai să mergem aici la noi și să hrănim și pe ăștia noștri de miel. Bă, da, copacul nostru aici e singur, nu i-am pus nimic și lui niciuna... Nu-mi place să nu fi pus nimic acolo. O să vedem câteva găini, că și pisicuțele mănâncă găini. Dar nu mai avem. Măi, noi nu mai avem de niciunele. Nici mango. Da, nu prea avem mai nimic pe aici, pe la noi. Va trebui să mergem în partea cealaltă. Și acum am revenit din greșeală, am zis, zic, am observat pauză. Hai să mergem la explora puțin. Bloomporturile astea, cred că o să le arunc. Știu că sunt scumpe, dar hai, deocamdată le ținem și dacă nu ne trebuie să le aruncăm. Deștia rock slime, aș vrea să iau deștia rock, că am văzut că sunt în creștere și tot cum vreau să am toate animalele și ăștia nu fac nici ce știi ce lag. Și zic că ăștia mănâncă de alea. Ridici și cu cucuzi, să zic. Și cu morcov, măi, și cu morcov. Bun, am luat de ăștia câțiva. Și hai să mergem în partea cealaltă. O să vreau să mai găsesc de aia de apă și cu ce mai găsim pe acolo și vedem.
Să selectăm așa, mi-a zis cineva că dacă îl văd pe ăla de aur, să-l împloși cu asta, cu ceva să mănânce și eu să-mi dea un plot. Asta nu vreau. Asta nu le vreau. Și s-au făcut de iarăi, mă mulțumesc mai spune de la. Bun, hai să plecăm de aici. Aici este pisicuța, încă nu i-a dat de mâncare. Dar o să dăm, încă nu avem ce face din Ali. Asta sunt Q-berry, nu. Ia să ne întrebesc acum. Tatule, uite așa. Bun, bine că te-ai aruncat singur în apă. Așa, și o să mergem rapid aici. O să dăm... Zbor, te rog. What the fuck? Cred că suntem morți. Hop. Hai să încercăm să dacă putem să... Hai. Nu știu cum am ajuns acolo, nu știu când l-am murit, dar aparent suntem bine. Asta nu pot să fac nimic, mă gândeam că pot să apăs ceva pe butonul. Mi-a stat inima la, mă gândeam că am căzut în apă. Bine, nu aveam cine știe ce obiect avem să pierdem, deci nu mă interesa așa mult, dar... îmi pare rău dacă muream. Am găsit un drap de apă. O să-l luăm. Bang. Și nu știu ce apă, că apare unde trebuie. Și o să mai mergem să mai căutăm. De aia de miere o să mai luăm. Ăștia roșii avem destui, nu ne mai trebuie momentan. Dar de ăștia de miere, cred că putem să mai luăm vreo 2-3 acolo. Și am luat de... Așa, ăla e mare. Ei, nu-mi place, așa. Văd că ăștia încep să... O, s-a făcut deja unul mare. Două slime-uri de miere. Trei slime-uri de miere. Ăla e bun, nu-mi trebuie. Bun, o să mai fugim pe aici puțin ca să ajungem și noi. Asta o să bubuim în față, da. Ideea e că eu am și viața mică, știi? Și eu mă vând foarte, foarte, foarte mult. Așa ne-am luat și pe alea. Văd că are un cristal de albaștri, dar nu vreau niciun pe aici. Hai să fugim rapid de aici, să găsim niște de apă și să ne întoarcem acasă. E bine că avem teleportul la final. Că de nu... Nu prea bine. Asta ce sunt? Hen hen? Hen hen, stai. Cine mănâncă hen hen? Sper că boom, nu? Brian hen. Stai nu. Ce asta? Păi. Nu, asta nu e Brian. Măi, vină cu acea ca să nu te multe aici. Mai găsim pe... Uite o cutie în primul rând. Aia! Așa. De aia de apă vreau. Sunt deja aport în urmă. Uite, asta e Brian. O mâncat o ăștia, băi. Și sigur, în curând o să facă de răi. Și o să apară pe aici, pe este tot. Uite, ăla era un slime. Nu, e un plortable, dar nu era el. Ce asta aici? Asta e chiar, nu? N-am ce face cu ea. Am ce face pe aici cu astea? Băi, nu mai am. Hai să mergem acasă. O să spargem și mergem acasă. Avem 4. Avem destul. Nu prea am găsit mai nimic, dar... nu mereu găsim ce căutăm noi, nu? Mergem acasă frumos. Le punem pe micuții ăștia aici. Pe... Pada slime-ul ăsta, o să punem aici alături de față lui și o să le luăm cristalele dacă putem noi. Mai avem un cristal aici, văd. Oh, wow, păi adu nu i-am luat, că am luat apă. Micuții, înapoi. Poc, poc. Bun, și aici să-i punem și pe ăștia roc aici. Așa. Și acum, hai să vedem dacă a colectat să ceva la 4. Și dacă copacul nu s-a mai făcut fructe, dar văd că nu a făcut. Acum o să dormim ca să facă fructe astea.
Asta le ducem aici. Să ne luăm ceva bani. O să vreau să ne facem câteva upgrade-uri. Văd că avem ceva bănuți. E. Și hai să dormim. Ok? Așa. Și acum... Sigur s-au făcut fructele noastre. Bun. O să luăm și pe astea și pe cele din partea cea. Nu știu cum mai avem. Așa, bun, că de jos. Perfect, fucking fact. Mid mango, mai mâncați. Tristi, am făcut un achievement. Găini, un trebuie găini. Văd că s-au făcut și ăsta de aici. Bun. E bine așa. Mai sunt? Mai unul. Și cam atât. Asta toate o să le dau la ăștia aici. Știu că ei mănâncă de ăstea și ne dă 10 de puncte duble. Și acum să le adunăm și peste de la Boomslime. Nu știu că am făcut și pe ăștia ceva aici. Și asta le adunăm, dar dacă vedem găini pe drum, o să le adunăm și peste. Băi, aici avem un pumn. Văd că nu mai am. Să iau mai de pe jos. Și găinile. Mamă, și ce lag îmi fac ăștia, frate, mă enervează și nu știu de ce îmi ies și afară. Nu știu cum să vezi, dar în momentul ăsta filmez cu... 14 frame-uri pe secundă. Vreau un pogo, frum, nu vreau pogo. Vreau morcov. Până acum găseam morcov în prostie, acum mai găsesc. Aici pe care, uite mai aici erau morcovi. Atât avem destui și găini avem. Hai acasă. Stai mă taci, așa. Bun, și hai să hrănim pisicuțele cu... Și cu salbastri. Carrot. Știu că nu e mâncarea preferată, dar... n-avem ce să le facem. Văd că mai avem povă fructuri pe aici pe afară. Pogo, am vrut să zic mid mango, nu pogo fructuri. Să mărim și noi ăsta, să putem să luăm mai multe la noi, nu numai 20, acum, că o să facem bani. Așa, și bun, plăturile la fel o să le vindem. Și uite câți bani facem. Deja am făcut 2000. Da, peste 2000 o să facem. Că mai avem acolo. Și văd că mai avem și înăuntru. De-aia mă uitam. Mai avem și înăuntru plorturi. Ceea ce e bine. Și văd că și pisicuțele sunt fericite acum. Că le-am dat de mâncare. Uite, sunt și ele fericite, zâmbesc. Și parcă avem și aici un colector, nu? Bun, 10. E ceva. O să, în episodul următor, cred că o să le combinăm, să vedem care e cea mai bună combinație. Eu cred că astea de miere cu, să vezi tu ce am făcut, că l-am luat pe ăsta și o să zboare încolo. 4 aveam, e ok. Dar ne-au zburat punctele. Bun, hai să luăm punctele, dacă putem. Și va trebui să le aducem și apă. Văd că a scăzut nivelul apelei acolo. Aparent să le pui și apă la aia. Și vreau să zic mid mango acolo, nu pot făcut. Că mi-am amintit să nu uit să fac greșelul ăsta. Bun. Și bun. Păi am făcut ceva bun și acum să vedem ce upgrade-uri avem și noi aici pentru noi. Și avem așa. Dashboost. Haide, avem să fac efectul boss. Înține mai multă energie, bun. Pulsul evadă. Mai mare spațiu, ok. Mai mare viața la 150. Tank booster, uite, ăsta ne crește cu 30 de unități. Bun, ăsta îl vreau. O dată. O să vreau un... Am dat-o de viață mai mare. De fapt, să luăm pe toate. Că avem bani. Bun. Bă, pulsul și cu celălalt era să ne crească mai repede viața și cu stamina.
când ne folosim. Perfect. Și acum la asta la fel o să vreau să-i pun niște nutrient soil, niște sprinkler de asta. Și cam atât. Ăla cu zice zic ăsta nu mă interesează. Spune un cap de slime de la brău ca să-i sperie pe cea să nu se mănânce. E interesant. Hai să mai strângem pe aici ceva mâncare. Să vedem ce strângem. Aș fi vrut să plantez de hărbi, dar nu mai am de la. Fac aia boom așa. Na. Încep să văd în ceață deja că mi se răguiește maxim de rău. Ceea ce e nasol, vă zic că este nasol. 4. Mai că am făcut câteva. Hai să le mai dăm așa că mănâncem. Le-am pus și muzică la asta, nu? Parcă le-am pus toate. Am mai fost de autofeeder și tot nu vor să potolească să nu mai bube. Bine, ei aparent asta fac. Toată ziua bube, amețesc chiar bube. Căutam găini, că nu mai... În iarba asta nu le vezi, dar le vezi în aer. Bun, mai dăm și pe astea două. Văd că au mai apărut pe aici. Avem și un poco pe care nu mă interesează. Și hai să vedem de aici, nu știu, am lag și sigur pe mare să vadă de porc, dar nu e vina mea, e vina slime-ul ăla roșii. Și să vedem dacă au mai strâns ăștia ceva pe aici. Ăștia la cei galbeni, știu că mai aveau. Oh, 17, perfect. Bun. La ăștia le mai las puțin. Hai să le ducem pe astea. Pac, 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 pac. Știu că sunt ieftine, adică nu trebuie să le mai țin, trebuie să le vând că acum au un preț foarte redus, dar nu o să le țin. În schimb, o să mă duc să mai caut din zi, să le zic. Nu că vă întrebesc de albaște. Vreau să mai găsim câțiva, vede că 4 și... Să vreau să mai găsim. Frate, mă sună cineva în disperare, e nebun, filmez! Ok, uite, l-avem pus aici. Nu, nu te du să mănânci. Ăla s-a dus. Ăștia albaștri, nu știu, mi se pare că găsești greu rău de tot. Băi, hai să mănânci găini dacă tu stai mai, nu? Adică de ce nu? Oh, au început să zboară găini în aia. Bun, slime-ul de asta nu mă interesează. Și știu că pe aici se spawnau aia, nu? Ha, măi, apariți. Apariți, măi. Hai să luăm și apă. Și ne încărcăm cu apă. Nu știu, hai să luăm, luăm 30. Hai să luăm 30 maxim. Ca să le băgăm și la slavă de noastră acolo. Uite, ăsta încearcă să ajungă unde vreau și o să ajung, unde sunt multe găini aici. Și o să le iau ca să le punem și noi în bază să mai mulțesc acolo. Oh, și mă uitam dacă apare vândă, dar văd că nu vrea să apară. Doar unul? Dezamăgitor. Uite o cutie acolo, hai să luăm cutia asta. Poate ne pică la ea. Două găini, în schimb, sunt bune. Morcov, care nu pot să-l iau. S-au băguit acolo. Și în cuberi nu prea îmi trebuie, că sunt preferatele la ăia lucioși și aia luminoși. Dar în schimb ăștia trebuie să excepționez pe ea. Bun. Hai să mergem și ne rapid acasă. Să punem apa, dăm și noi mâncare la... Cred că... Na, le dau la aia roșii, că îmi dă mult mai mult găinile. Opa, am dat pe lângă. Bun. Așa. Apa, hai să punem apa ca să mai aici aproape de ei și după aceea să mergem la iarăși. Uite, o să punem toată lumea, dacă de care s-a văzut să aibă de vedere. Bun. Și hai să le punem, să le dăm lângă la iarăși și vedem după aceea ce mai facem.
Ia uite cum bubuie acolo. Oh, văd că avem mai multe găini. Ceea ce e bine. 3 mei, 3. What the fuck, mă aruncă găinile din jur. Bun. Acum, hai să mergem aici înapoi în bază, că aici avem lac și când o să colecteze punctele, o să vin doar să le luăm. Dar, cred că asta o să facem în episodul următor, că mi s-a cam dus nouă timpul. Păi, dragilor, am fost Robica, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa, pa!